Seara și mă bucur că mă aflu pe malul mării din nou, în Constanța, mare pe care o iubesc ca pe cineva foarte apropiat sufletului meu. După cele două sau trei expuneri, mai ales ale părintelui Ștefan și a părintelui Acinte, mă sunt puțin cam timorată de ceea ce vroiam să vă spun. Vreau să încep prin a vă sublinia un lucru care mi se pare extrem de important în tot cursul vieții. Suferința, după părerea mea, este o taină. O taină pe care o avem în sufletul nostru și care reprezintă unul din trăsăturile vieții noastre interioare. Iar viața noastră interioară este o comoară pe care de cele mai multe ori noi nu o realizăm și nu ne dăm seama de ceea ce conține. Suferința, ca și tot ceea ce trăim în interiorul nostru, este un lucru pe care cu greu îl putem face vizibil și cu mult mai greu cuantificabil. Vedeți, fiecare dintre noi poate să spună că are o durere. Dar asta e singurul cuvânt prin care poate să reprezinte o infinitate de intensități. O durere poate să fie și o simplă nevralgie dentară, după cum poate să fie și durerea unei tumori cerebrale. De asemenea, orice sentiment al nostru nu îl putem cuantifica. Noi nu avem posibilitate să comunicăm exact ceea ce simțim. Nu numai prin faptul că nu putem să spunem cât simțim, ci și prin faptul că ceea ce cel care aude nu percepe exact ceea ce trăim noi. Poți să spui unui om și acela să fie total nepăsător sau, din contra, să trăiască cu o intensitate mai mare decât aceea pe care o ai tu. Mie mi s-a întâmplat să fiu în fața unui tablou într-un octombrie pe un munte, unde era o desfășurare de culori care mi se părea că sunt în rai, și să vină în spatele meu o doamnă care făcea parte din grupul nostru, era vorba de Muntele Roșu. Eu nu îndrăzneam nici să respir de frumusețe. Ea s-a oprit, preț de 5 secunde, mi-a spus, e drăguț. Să plecăm mai departe. Deci așa se întâmplă și cu relațiile dintre noi. Putem să trăim intens și celălalt să spună e drăguț. Iar pe noi să ne coste existența. Deci cuvintele nu ne reprezintă. Cred că în rai oamenii nu au avut nevoie de cuvinte, ci au avut comunicare directă prin trăire. Și acest lucru cred că se întâmplă și după ce plecăm de pe pământ. Cuvintele nu ne reprezintă și de foarte multe ori ne încătușează. Ceea ce vreau să vă spun este tatăl meu, preotul Boris Răduleanu, caracteriza anumite etnii din antichitate prin niște lucruri pe care mi le spunea. De exemplu, de romani vorbea că la ei predomina cuvântul forță. La evrei era cuvântul pace, shalom alechem. Iar la creștini era cuvântul bucurie. Cuvântul bucurie îl întâlnim în tot Noul Testament. Mântuitorul începe propovăduirea cu bucurați-vă, s-a apropiat împărăția cerurilor. Deci, cuvântul bucurie este în toate acatistele noastre, în buna vestire și din nefericire și în acel bucură-te învățătorule spus de Iuda. Eu, ca psihiatru și care a studiat psihologia, m-am întrebat de foarte multe ori ce a putut să trăiască Iuda în momentul în care, cu un gest al dragostei, și cu o vorbă de iubire, de fapt,
a făcut cea mai îngrozitoare trădare din istoria lumii. Cum a putut să spună bucură-te atunci când știa că urmează tortura și moartea? Cum a putut să sărute pe cel care era în cel dragostea? N-am putut să înțeleg ce a fost în sufletul acelui om. Da, dar personal am trăit primul contact cu noțiunea de suferință am avut în adolescență, când am citit o poezie a lui Nichifor Crainic și în care, în ultimul vers, îngerii coborau din cer pentru ca să sărute picioarele durerii. Atunci n-am înțeles-o și n-am putut să pricep cum și pentru ce îngerii s-au coborât din cer ca să sărute picioarele durerii. N-a trecut însă foarte mult timp, la 17 ani, din motive politice, era sovietizarea țării și stalinizarea întregii noastre culturi. Fiind elev în clasa 10-a, într-un carnețel mi-am notat niște gânduri referitor la conținutul orelor de română când studiam biografia lui Stalin sau geografie, făceam geografia OSS-ului. Carnețelul mi-a fost furat de o prietenă, așa zisă prietenă, și dus la directoare, care a anchetat problema, a chemat o inspectoare și m-a eliminat pentru totdeauna din toate școlile din România. A fost prima suferință pe care la 17 ani, exact așa cum a spus și părintele, nu numai că n-am înțeles-o, dar a produs în sufletul meu o revoltă extraordinară, pentru că vreau să fiu medic, să ajut omenirea, să ajut omul și Dumnezeu mă împiedica să fac acest lucru. Și atunci am avut un moment de revoltă împotriva hotărârii dumnezeiești. Nu am fost de acord. Nu mai consideram că viața merită să fie trăită și am făcut și niște încercări în sensul ăsta, pentru că a fi medic pentru mine însemna totul. N-am perceput. În anumite lucruri, după aceea, mult mai târziu, după 10 ani de zile, când am fost arestată, atunci mi-am dat seama ce a însemnat pentru existența mea faptul că m-a eliminat și nu a chemat securitatea ca să mă întemnițeze, pentru că asta ar fi trebuit să facă. Anchetatorul care m-a arestat și care m-a anchetat mi-a spus cu o ură nedisimulată: cum ne-ai scăpat nouă atunci? Pentru că această suferință, pentru că uneori Dumnezeu ne dă o suferință pentru a ne salva, sunt suferințe salvatoare. Sunt suferințe care nu le înțelegem și care ne coboară și suferințe care ne înalță, dar sunt suferințe salvatoare. De aceea, fiecare suferință pe care o avem în viață, și nu există viață fără suferință, are o semnificație, are un rost. Această cruce pe care o reprezintă suferința nu reprezintă un scop în sine. Noi nu existăm ca să suferim, dar noi suferim ca să existăm. Să existăm pentru mântuire și pentru o lume mai bună. Mai târziu, mult mai târziu, deci după 10 ani, când am fost arestată și am intrat în închisoare, atitudinea mea a fost cu totul și cu totul diferită față de momentul în care am fost eliminată. După aceea, pentru absolut, pentru minune, am putut să-mi urmez școala, dar la modul conspirativ, și să fac facultatea, să termin medicina și, după terminarea medicinei, pentru că probabil că pe parcursul meu închisoarea era obligatorie, a venit și momentul arestării. Vreau să spun că tatăl meu, într-un fel,
a cultivat în noi copiii lui, în mine și fratele, aceea că suferința și mai ales închisoarea face din om un om adevărat sau un neom. Și pentru mine închisoarea a reprezentat cumva și un act de mândrie, de faptul că m-a considerat Dumnezeu demnă de a face această școală și de a urma acest drum. Pentru că, încă o dată spun, în ortodoxie, crucea nu este un scop în sine, este o cale, o cale a crucii. Noi ne închinăm patimilor, dar slăvim învierea, spre deosebire de catolici care slăvesc patimile. La ei accentul cade pe patim, la noi accentul cade pe înviere. Ei bine, în închisoare am înțeles însă acest drum al crucii și etapele pe care fiecare dintre noi, indiferent în ce situație se află, dar pentru a-l parcurge, este obligatoriu aceste trei etape. Prima etapă constă în despătimire, a doua etapă în iluminare și a treia etapă în îndumnezeire. Ei bine, Sfinții Închisorilor au ajuns la a treia etapă. Prima etapă aceea a despătimirii este etapa în care te lepezi acea lepădare de tine. Cine vrea să vină după mine să se lepede de sine. Trebuie să te lepezi de tot ceea ce ai făcut rău prin pocăință și prin remușcare. Este o senzație extrem de dureroasă în aceea în a-ți vedea toate lucrurile prin care le-ai trecut, toate vorbele care le-ai spus, toate momentele grele pe care le-ai provocat altora, toate gândurile pe care le-ai avut, totul însă făcut și trecut printr-o supradimensionare extrem de chinuitoare, extrem de dureroasă, pe care am considerat-o eu mai târziu că așa o avem fiecare în momentul morții și mai ales după. Un fel de purgatoriu. Și a durat foarte mult această despătimire, această detașare, această rupere, această asceză forțată. Închisoarea a fost o asceză forțată și marea majoritate au ieșit din ea extrem de curățiți. A fost ca o purificare. Iar perioada aceasta a doua, de care vorbesc eu, de iluminare, e o perioadă în care presimți o stare de fericire pe care o trăiești indiferent de condițiile mai mult decât grele pe care le ai în închisoare. Acolo se învățau rugăciuni, se vorbeau chiar liturghii, se învățau acatiste pe de rost, acatistul Bunei Vestiri, acatistul Mântuitorului, Paraclisul Maicii Domnului. Și toate acestea îți dădeau sentimentul de fericire. O fericire pe care niciodată nu ai putea să o descrii și pe care o ai ca pe un urcuș continuu în care trăiești și nu te-ai mai săturat. Știi că de acolo mergi mai departe. O fericire care nu mai contează că ți-e frig, că ți-e foame, că nu îți vezi oamenii apropiați. Nu, ești dincolo de lumea materială. Este foarte greu de descris. Cei care au trecut prin închisoare și care au putut să scrie, cum a fost Virgil Maxim, im pentru crucea purtată sau fi binecuvântată închisoare, sunt lucruri care nu le vine celor care sunt afară să creadă că există această posibilitate. Dar există. Și Sfinții Închisorilor au trăit-o.
Ei au trecut de epoca de iluminare, au trecut la epoca, la perioada de îndumnezeire. Și de aceea au ajuns să trăiască senzația de sfințenie. E foarte greu de înțeles. V-am spus, comunicarea lucrurilor interioare este aproape imposibilă. Dar trebuie să mă credeți pe cuvânt. În orice caz, ce vă spun a fost faptul că n-am stat destul în închisoare. Ar mai fi trebuit. Adică mi-am dat seama că perioada mea începuse să fie de mare fericire când a venit obligativitatea ieșirii. Și dacă n-am plâns când am intrat, am plâns când am ieșit. Iar la de câte ori mă gândesc, îmi doresc ca să mai pot trăi înainte de a pleca definitiv, să mai pot trăi fericirea de acolo. Nu știu dacă trebuie să mai intru în vreo altă închisoare. Dacă ne forțează așa un pic. Sau în vreo altă suferință pe care, cine știe, poate că Dumnezeu mă pregătește. Mai e puțin. Nu, trebuie întâi să sufăr. Nu, mai e puțin să vină și marele lagă. Da. Și vreau să vă spun și o mică o poezie care ne reprezintă exact ce v-am spus până acum, poezia lui Gir. Doamne, fă-te suferință, pod de aur, pod înalt, și din lacrimi fă velință pentru pat afund și cald. Din lovirile nedrepte struguri facă-se și vin, din înfrângeri scări și trepte, din căderi urcuș alpin. Și din orice dezastru ori suspin închis în piept, Doamne, fă lăstun albastru și fă zâmbet înțelept. Amin. Aceste